Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal, un daily vlog. Azi mergem la sală și dăm umeri și piept, mai mult umeri, că n-am mai filmat de mult, și, adică de mult, de câteva zile, dar filmăm acum și dăm un antrenament nebun. Bun, acum am ajuns la sală, urmează să-i dăm un antrenament nebun de umeri. Ne încălzim, ne toate astea. Îmi aștept cameramanul momentan. Îmi aștept colegul să vină. Cam întârzi, am să mă iau de el. Și după aia începem să-i dăm aici cu colegul. Gata, băieți, mi-a venit și colegul. Băi, de ce ai întârziat? Da, am avut treabă de astea. Am băgat E, sala e prioritate, băieți. Primul exercițiu, dacă vreți, umerii ăștia să fie cam mingile de bowling lateral. Ultima serie de lucru, dăm un cluster set, 4 repetări, stăm 20 de secunde, mai repetăm. Bun, nu mai filmez și restul seriilor ca să mă pot concentra să le dau. Trecul la al doilea exercițiu la umeri, îmi pies la umeri la aparat, o serie din crește. Încercat să controlez cât mai mult mișcarea. Negativul a ținut 3 secunde și am făcut o repetare explozivă. 3 serii de încălziri, 12 repetări. Pot să dau un respos? Bun, urmează să facem și noi niște laterali la scripete. Eu deja m-am încălzit, trec direct la seria de lucru, ultima serie. Bun, dăm și noi jos asta. Bun, la exercițiul ăsta tot respor facem. Am stat 10 secunde, mai stau 5 secunde și dau priza asta. Am uitat priza care se ține încheietura foarte bine. Mă ajută. Like this feeling can't hold us. Like this feeling can't hold us.
Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Then we go back. Fura camera la băiat. Urmează să dăm o serie, dar nu știu unde să o pun. O să i-o dau lui. Ține leac. Îți fac cont. Doamnelor și domnilor. Din călzire așa. Băiat nebun. Cu astea gen mă spăbidiți dimineața. Nu mai fac, după aia e prea lung clipul, dar eu mai puteam încă 100, dar nu mai. Pentru că nu mai avem prea mult baterii la camera, am trecut direct la seria de lucru. Back deck. Nu mai știu câtele exercițiuri, dar... Ne-am terminat sala, aici avem masa Scooby-Doo, orezul. Pui ăsta să ai grijă când mănânci, ai grijă și la calorii, gen, și n-ai cum să te îngrași, mă înțelegi? E super, așa frumos. Băgăm amândoi orezul și revenim noi. Ia uitați aici, frumos. Delicatez. Arată cam urât, arată, dar știți cum, toate delicatesele sunt ciudate, așa, un pic. Gata, băieți, am ajuns și la Lidl să ne luăm proteina pe ziua de azi. Nici n-am bani numai din ăla de albuș de ou, că s-a mărât. Ce-aia mai? Ia adu-n jucăria, ia. Oa, ce jucărie ai. Măi. Deci, da, oameni bun, cam ăsta a fost vlogul pe azi. Sper că v-a plăcut. Eu mă pregătesc să am ultima masă și să editez clipul de azi. Nu uitați să lăsați un like. Puteți să-mi spuneți în comentarii idei ce ar trebui să fac pe viitor. Sper că nu vă enervează sau vă stresează că vă amintesc foarte des. Să dați like sau subscribe, dar chiar mă motivează super mult când văd că lumea mă apreciază și apreciază ce fac. Cam asta pe vlogul de azi, noi ne vedem data viitoare la un nou antrenament sau, cine știe. Deci, pa, pa!